Bună seara! Sunt Măriuca Andrânește, te invit la o nouă ediție specială. Aici unde vom discuta despre buget, cel care, dacă mă întrebați pe mine, habar n-am să vă spun la momentul acesta când va fi votat, cum va fi votat, ce amendamente vor fi aprobate, ce amendamente vor fi respinse și mai mult decât atât, vă jur că nu pot să vă spun la acest moment care sunt valorile rămase bătute în cuie. Că se schimbă, dragii mei, de la o oră la alta, când avem mai bani mai mulți, nu no, știu, pe la transporturi, mai puțin la sănătate, mai mulți pe la servicii, mai mulți la, pe la TV, habarnam. n -am. E un buget care fluctuează de la o oră la alta. E un buget pe care nimeni dintre noi nu-l putem anticipa și mai grav decât atât este că e un buget de austeritate. Mai părămânește spus de sărăcie. Asta ne așteaptă în 2021, dar hai să fim optimiști. Și am adus astăzi lângă mine un optimist incorrigibil. Fac vorbire despre colegul meu, Valentin Coman Bună seara, jurnalist Bună Litoral seara. TV Și realizator nu numai de altfel realizator. Hai, realizator Vrea Valentin Coman, o să-i spunem Realizator. Bună seara, domnul Coman Bună seara, bă. domnul Coman Dacă da. vă întreb așa, repejor Habemus buget sau nu habemus buget La momentul acesta Teoretic, da, practic Așteptăm vot adică Sau o asumare ar... Sau ceva Luăm în calcul inclusiv varianta asumării? Luăm în calcul și varianta asumării, dacă uh, războiul uh, USR, o Penelist Continuă la cote mai înalte Nu poți să știi niciodată Valentin Goman, în cazul în care să merge pe asumare Și eu înclin să-ți dau dreptate, se întâmplă următoarea minune Dacă vii cu bugetul în Parlament ești obligat să prezinți execuția pe anul 2020, da? Moment la care poate vom afla și noi, pe ce, doamne, iartă-mă, s-au dus banii ăia împrumutați de, 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 actualul premier și fost ministru de, de, finanțe, da? Cam 1000 de euro pe secundă. Pot să mă gândesc că vor prefera asumarea ca să nu ne spună, bă, fraților, uite, aia am făcut, am împrumutat și de miliarde și aia am făcut cu ele sau aia n-am făcut cu ele. Și ce dacă? Și ce dacă iar e obliga ceva, o reglementare legislativă să spună ce au făcut banii și ce dacă. Pun această întrebare pentru că în ultima perioadă absolut toți reprezentanții puterii vorbesc despre investiții. Spun că au făcut multe investiții anul trecut și că vor mai face multe investiții anul acesta. Personal, Măriuca Androne, nu am auzit pe cineva spunând cu subiect și predicat Din banii împrumutați de fostul ministru de finanțe, actual premier, am făcut investiția aia Ți s-a întâmplat să auzi? Poate mi-a scăpat mie De o bucată de vreme, da. ca să nu ascult și intoxicări de la dușmanii guvernului Ies pe stradă și mă uit după investiții și te uiți în continuare și ieri -am uitat și așa și anul trecut. Și ți-a sărit ceva în ochi, așa În afară de o pietricică de la o mașină, nu mi-a sărit Mai nimic. Da, e clar. Deci, eu m-am uitat în jur după niște spitale. Nu N am văzut. M-am uitat după niște autostrăzi, drumuri expres, ceva. N-am văzut. M-am uitat după niște, nu știu, fabrici și uzine. N-am văzut. Cât îți mai trebuie? cât ca să renunți să te tot uiți sau tot speri? Nu, dar eu cred te Am prezentat că optimistul de serviciu. Dar eu sunt optimist, eu sunt okay. pentru. Deci da, de uh, te tot Eu cred că e frumos să ne uităm la politicieni uh -huh. ca să știm ce ne promit. După ce ne promit, îi păi votăm. După ce îi votăm, nu ne mai uităm la ei așa. în sensul. Vorbelor pe care le scot pe guriță Le-au scos în timpul precampanii Ne uităm la mânuțele lor dibace Cu ce se ocupă? Ce construiesc mânuțele dibace ale guvernului? Niște pensii mai mari? Nu Niște alocații mai mari? Nici atât Niște salarii mai mari? Atunci niște baraje de acumulare pentru niște hidrocentrale. Nici, nici măcar. Niște... Nici măcar. Nici măcar. Niște. Deci, eu zic să ne uităm, oricare ar fi, că guvernarea e mai galbenă, că se coace și să face mai roșie, că își revine după iarnă să face mai verde, lipsit de importanță. Ai vorbit și acum cu faptele. Valentin Coman, ascultându-te, mă gândeam la ce a spus la sfârșitul săptămânii trecute, și în mod cert ai fost acolo, un reprezentant al opoziției de la noi, din Constanța, senatorul Felix Troie. Da. Cel care propunea la un moment dat, tot ascultând de promisiuni și pe care le urmărești, caut spitalul, caut salariul, cauți, salariu, cauți pensia și nu găsești nimic, da? da? Bun. Cel care a propus la sfârșitul săptămânii trecute, nici mai mult, nici mai puțin, ai promis că faci ceva și n-ai făcut. Te sancționez. Când a spus-o, m-am uitat lung și am zis, doamne, iartă-mă, ce-o fi cu Felix Troie? Îl știam un om echilibrat, totuși. Acum, ascultându-te pe tine, o fi bine cum spune Felix Troie? Da, da, cu, cu o diferență Ca? importantă. Felix Troie a vorbit de o sancțiune pecuniară, contravențională. 10% dacă nu mă înșel din... Eu vorbesc de o sancțiune la vot. Valentin Coman. hai să uh, se întâmplă din 4 în 4 ani. Păi, da, din, din și patru. Din patru nu poți să Și din 4 în 4 ani. și la 2 ani, dar nu poți să-l sancționezi. În democrație așa e, cu sancționare la vot. Poți să-l sancționez pe promisiunea. Așa și la oficierul stării civile îl întreabă pe domnul. Până la moarte și sau așa? Da! Și, dar nu e adevărat în după după toate după Și după jumătate de an deci cum, cum divorțează. Deci nu cum să-l sancționez pe, promisiune okay, pe ne întoarcem la buget, da? dacă ascult vocea opoziției, spunem felul următor. E de rău bugetul ăsta ajunge pentru, doar pentru 9 luni. Bine, între noi fie vorba că am toate bugetele, că se mai face o rectificare, să mai tune, să mai taie, să mai... Bun, dar e de rău, e de austeritate, e de sărăcie. Nu, cum ajunge? Întrebarea este în ce direcție ajunge? Te rog. Păi, pentru că bugetul este fix ca bugetul unei țări, păstrând proporțiile, este ca bugetul unei familii. Ne ajunge, ne ajunge să ce? Să supraviețuim să nu murim de foame să, că da. să ne achităm o parte din facturi și celelalte Dumnezeu știe când. Păi și ce? Ăsta e un buget care te face să te face, nu știu, te transformă într-un gânditor al neamului. Nu. Poate ne ajunge ca să facem ceva în plus. Sunt discuții despre să fie spital sau să fie sistem de irigații. Eu zic să fie sistem de irigații. Eu zic să, Unii spital. Spun, Iaca. Eu zic să Asta fie spital Asta e o dezbatere Valentin, în Coman. sensul în care atunci când vom spune când terminăm noi dezbaterea spital contra sistem de irigații se trage o concluzie și concluzia se acează în buget Dacă respectiva concluzie este bine, mă aveți amândoi bani în buget să vă plătiți becul de acasă Ce Valentin Coman, pare să Că la acest moment bugetul cam așa este. Aveți amândoi bani să vă plătiți becul, becul de acasă. Mulțumesc, da? mulțumesc. Bun. Ce facem în continuare? Habar n -am. Ei vor hotărâ, ei vor decide. Mă întorc, vreau vreau înainte ah. de, a, de a stabili, vreau să mă opresc un pic la sănătate. Pentru că astăzi am văzut o chestie, nici nu mai știu cum să spun, noaptea minții nu că e siderantă. Deci a venit premierul Câțu cel care a spus, domne, cine mai spune că bugetul de la sănătate este mai mic? Minte, e fake news, nu știe să citească bugetul. Habar n -are pe ce pământ trăiește, da? Cu clar lovitură cu manta către Ministrul Sănătății, n-a trecut o oră, n-a trecut în mod cert, a venit Ministrul Sănătății și a zis, nu e adevărat. Bugetul sănătății este mai mic pentru că el se compune din mai multe bucăți, unui de la casă, unui de acolo, unui din parte și din partea aia este mai mic. Finalul, au intrat toți într-o ședință urgentă de coaliție de guvernare. Cine a avut zile a scăpat, nu mai știu ce să spun, nici nu mai știu care are dreptate și care nu are Știu un singur lucru, Valentin Coman. Știu că a noastră Constanță nu are spital. Normal. Dar de ce normal? Suntem mai, Avem pene pe spate. Doamne, iartă-mă dacă mai aud odată că e normal să nu avem spital. E. Da, e. Nu, e normal să nu un spital. Pentru că de fiecare dată când un obiectiv major, într-o regiune, despre Spitalul de la Constanța, nu poți să vorbești de un spital municipal sau județean nu. în sensul, despre... în strict în o sensul, da? Constanța este o putere economică a regiunii și ca atare atrage toate tipurile de resurse și de probleme. Un spital de la Constanța nu îl poți privi altfel decât regional. Asta înseamnă că trebuie să-l judeci la nivel regional. Asta înseamnă că și ca lobby trebuie să-l judeci la nivel regional. Și aici, Când... între politicieni, mult iubiți și votații noștri politicieni, N-am văzut o concordie. N-am văzut o așezare la masă care să spună în regulă eu penelistul cred despre tine pesedistul că ești un hoț. Eu pesedistul cred despre tine penelistul că ești un prost. Da, dar amândoi mergem la spital să ne facem o injecție în fund. Pe această temă să fim de acord și să facem lobby și să ne punem resursele la bătaie, deoarece acel spital nu se va construi în 2 ani nici în 3 ani până la sfârșitul acestui mandat, ci probabil în 7 ani. Da, un astfel zi. de spital nu avem noi timp să povestim ce înseamnă ca resurse și proiecție. Ori așa ceva. Dar altfel, toți miticii Construiesc și... Construiesc spital regional Valentin De Altfel, toți, mitici miticii, toți. toți miticii da. îl înjură pe Boc și pe grupul de la Cluj. Da, da, grupul de la Cluj, Cluj, e așa așa un fel de masă, nu știu dacă e rotundă, dar e așa la care s-au așezat toți reprezentanții de numbră sau în fața ai partidelor și au zis între noi, între noi, dar pentru aici. De asta s-a De Clujul. ce nu se întâmplă asta în Constanță? De ce nu-l văd și eu pe Marian Crușoveanu, alături de Coria Stuianu? s-au strâns de gât în Consiliu, că a fost unul președinte, unul consilier. Hai să, hai, să, să uităm ce a fost, da? De ce nu-i văd acolo la masă? De ce nu-l văd pe Bogdan Huțucă? cu Cristina Dumitrache, de ce nu-l văd pe Septim Borceanu cu Felix Troie, de ce nu-l văd pe Remus Negoi, nu zic de Stelian Ion că e ministru acum, dar de ce nu-l văd, nu văd? pe Focșa, de ce nu-l văd pe. Îmi scapă numele cel de. Focșa e puțin cam prea proaspăt și celălalt, dacă ne scapă numele, ce să mai Ce să mai discutăm? Știu că este un pic prea proaspăt, dar toți sunt parlamentari de Constanța, cum bine ai spus. Știi ce? Am, am văzut, spre exemplu, la sfârșit de săptămână, doi parlamentari PNL încântați că s-au întâlnit cu Ministrul Culturii da. pentru, pentru Palatul Reginei Maria. Rezultatul e așa ceva. Da. Că ai deschis, -ai deschis subiectul. Foarte frumos că s-au întâlnit, dar pot să-ți spun ceva? Te rog. Știi cine e în calea rezolvării acestei situații. Ia să vedem, Valentin Coman. Că așa statul. statului. Pe care, 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 au atacat cu recurs în instanță. Faptul că instanța a spus, domnule, luați palatul Și de la... cine i-a pus pe acolo. Statul român? Bun, Partidele? A... Păi, ce să vezi? Și ce, Ne întâlnim între noi ca să discutăm despre noi? Pare Iartă-mă că sunt... Iartă-mă că mă comport cetățenesc, dar... comportă de cetățenesc, pentru că este una dintre aberațiile Constanței. Așa este. Cum aberație este, repet, faptul că nu reușesc să-i văd pe toți la o masă, cum bine ai spus, ne întoarcem un pic la buget, a rămas cam gar așa, cât o spune că e mai mare, Voiculescu pretinde că e mai mic, au dreptate și unul și celălalt. Sunt convinsă, nu mi-aș putea permite o secundă să-i contrazic, un lucru este cert, Astăzi s-a citit moțiunea de cenzuri, moțiunea simplă, simplă împotriva Ministrului da. Sănătății, și să vezi minune, cam toată lumea așteaptă și spune, mă, a depus o PSD, a citit o PSD, dar poate o vota. Votul va avea loc miercuri, da? Poate o vota cineva și de la PNL, că sunt nu multe cred. voci din PNL. De ce nu crezi, Valentin? Nu cred, pentru că uh, au o coaliție foarte fragilă. În cazul în care, nu. În cazul în care acest Nu pot exista decât niște peneliști care să da, trădeze în cazul atât, de față. Atât. Asta știe și USR. Plus. Dacă s-ar întâmpla uh, căderea ministrului USR, plus, că nici nu da. știu, cred că e de la plus. E, mă rog, de acolo. E, e de acolo. Uh, Usărul ar putea să facă un pas în lateral. Și avem un guvern minoritar care va pica mâine. Eu nu cred că Usărul ar face pasul. Ăsta. Ba da, ba da, pentru că ei ar avea numai de câștigat într-o situație complicată, cu foarte multe minciuni bugetare, în care mulți, mulți din oamenii de la vârf, uh, asta, este, asta este o situație ciudată a PNL-ului, care are oameni mai buni în teritoriu decât la București, la nivel. Așa și-au dorit, bag de seamă. Mă rog Pentru că eu n-am A... înțeles, nu-l iubesc, nu l-am iubit niciodată Bogdan Huțucă, mi s-a părut tot mereu un, <coughs> un parlamentar foarte, Doamne, nu vreau să folosesc, foarte comod ca să nu folosesc alt cuvânt, dar sincer, sincer să exact, sinceră să fiu, cred totuși că ai fost bun, un bun ministru de finanțe. Și alții, cred, ar fi? Cred că, ar că ar da, și, fi și mai avem prin constanță uh, uh, caz în care guvernul s-ar prăbuși. Uh, USR-ul s-ar bucura să susțină de undeva de umbră un PSD care să se erodeze și mai mult în fața unui găuroi uriaș financiar Ia. a unei pandemii care nu se va termina Categorii anul ăsta, cu toate cred, promisiunile. Cred că, cred că ne apucă și 2022. A, pandemie. Așa. Deci cred că unii s-ar bucura și ar spune vai la cer democratice. Nu vor vota dar sunt peneliști care abia au ajuns. Avem doi nu chiar, numai unul, mai tânăr, celălalt domnul Drumeș, mai puțin tânăr, dar uh, George Niculescu, Niculescu și doar secretar ce au ajuns de secretar de stat. Ei cum să pleceți? Cum să plece? Se vor ridica de pe scaun doar ce s-au așezat. Nu. nu cred. Sunt mulți oameni care vor să rămână acolo și vor vota. Bun, vor vota, sunt da. de acord cu tine, dar tot astăzi, Florin Roman, pe care îl știm cu toții, că are din păcate, nu un dinte din păcate, asta este nu un dinte pe care știm cu toții că l-ar mușca de jugulară pe Voiculescu da? Da. E, e cum spui tu a spus domne, mie nu-mi place, nu-mi e drag dar e disciplina de partid și voi vota da? dar tot el a fost cel care a anunțat da? că, peste, că peste șase luni premierul României va face o evaluare a miniștrilor da? și va vedea pe cine remanează și pe cine nu remaniază. Florin Roman ar dat, a lăsat de înțeles că actualul ministru al sănătății este deja pe, lista de remanieri și aș mai adăuga eu un ministru din nefericire, este al nostru din Constanța, Stelian Ion. E pe lista a domnului Roman, poate. Da. Drept e că declarația a făcut e pe lista făcută de domnului roman. Barna. Dacă nu e pe lista domnului Barna, poate să vină domnul Câțu să spună, păi remaniez. Bine, atunci noi ne luăm jucările și plecăm. Valentin Coman. Astăzi, tot astăzi, Rareș Bogdan a spus că Florin Cățu, actualul premier, e genul care știe să dea cu pumnul în masă. Și că nu ascultă nici de Ludovic Orban, nici de. Da. Nici de doamne, iartă-mă, Barna, nici de președintele UDMR-ului și va face cum crede el că este mai bine. Sunt ferm convins că așa e, cum zice Nu te-am domn... convins. Nu te-am Domnul Rareș Bogdan. Domnul așa? Bogdan da. Ei, o să fie imediat după 30 de zile când tăia pensiile speciale. Domn... Da. Tot domnul Rareș Bogdan le tăia, atunci. dar, mă rog, s-a mai lungit. Um, că plecarea acestei coaliții de la guvernare După șasele. După șasele. plecarea acestei coaliții de la guvernare în orice formă înseamnă plecarea domnului Ludovic Orban la odihnă nu va mai fi președintele PNL dacă se întâmplă cumva ca PNL să plece de la da, poate să nu mai fie președintele PNL Știu. după congresul lor care va avea loc în toamnă? Iar, iar domnul Cățu, pe cine deci... remaniază acolo? Păi de, de, doi, la PNL. Doi, doi, de, de la PNL. De la PNL. De la PNL. Domnule, au păcine. zis. De PNL. N păi, zis. Eu cred că nici n are de cu curaj, cu nici n -are curaj să mai... înceapă să scrie numele doamnei Turcan. N-are curaj să înceapă să scrie. Și mai am multiple exemple după aceea. Domnul Cățu pe el se poate schimba. Dacă vrea, sigur, dacă are destulă putere. Altfel nu poate să schimbe. Pe nimeni. Ești convins? Da. Ești convins că la momentul acesta încă este foarte puternic Ludovic Orban? Încă la acest moment, domnul Câțu este în... slab, pus acolo inexplicabil, care nu are veleități, pe care nu îl recomandă nimic. Dar care este pus acolo? Pentru Pucamdat că e cel mai convenabil e, personaj. E, e premierul României. Te-am întrebat, te în, te întrebat dacă ești convins că este la, la ora actuală tot Ludovic Orban face jocurile în PNL pentru că... Păi pentru cine că... a anunțat tăierea voucherilor de vacanță de exemplu, da, cel drept mai este, mare scandal drept este, din drept România? Este Ludovic Orban. Cui. Așa este. Dar în spatele premierului astăzi la discuția cu reprezentanții Horeca da? deci reprezentanții Horeca au fost în spatele lui astăzi, nu, nu în spatele lui Ludovic Orban. Deci discuția s-a făcut acolo, discuția a fost în guvern, oamenii ăștia Ce? nu s-au dus la Ludovic Orban. Ce s-a rezolvat? Din punct... Până la acest moment n-am foarte multe informații. Da? Domnul Câțu a anunțat că s-a deci, întâlnit, de că analizează. Așa, după care s-a întâlnit cu, cu ministrul ministru economiei, exact. care are și o bucățică de turism a, acolo. Așa, de așa, și că, că împreună și vor poza găsi, era... vor căuta, da, vor nu? Da, poza era ministrul economiei, fusese revorbit să Deci cu când s-au tăiat vă spate spate a apărut toți... domnul Ludovic Orban. Exact. când s-a vorbit despre campania de vaccinare, a apărut domnul Claus Werner Iohannis. Că, dar, în general, domnul o apare... Când, când se vorbește de Horeca, în imagine astăzi a apărut ministrul eh, economiei, da. cu toate că la întâlnire nu fusese potesc. și cu toate că la întâlnire fusese și domnul Cățu. Da, înclin să-ți dau dreptate. Păi domnul Cățu, când avem discursul cu ne vom întâlni, vom face, vom culege, vom drege, vom ceva, apare domnul Cățu. Valentin Coman, în cazul ăsta să mă aștept că după șase după, după luni, primul remaniat va fi premierul, să știu și eu nu de altceva. După, cum... După părerea mea, în acest moment, domnul Câțu nu are putere să se remanieze decât pe sine. Atât. În rest, Mai să fim serioși. Abia aștept să-l văd, dom... să să văd pe domnul Câțu încercând să-i spună domnului Kelemen Hunor că da afară pe un prim DMR, pe un ministru scuze. i spune. sunt căile politicii. Spun, o să-i spună domnul Kelemen Hunor un om foarte policos, o să-i spună nem tu domn, asta ce cuțum sau asta ceva. ce spui tu nu înțeleg să trecem să vorbim să, lucruri mai Domnul Barna o să râdă ținându-se cu mâinile, amândouă mâinile de burtă domnul Cățu, iar domnul Cățu în Partidul Național Liberal Cine este? Bun, atunci Ascultându-te pe tine și luni de bună cele spuse de tine, da? domnul câți un Partid Național Liberal nu este nimic. Nu. Atunci, cine, Doamne, iartă-mă, a stabilit că nu mărim pensiile? Cine a stabilit că tăiem voucherele? Cine a spus, am auzit, da? Cine a stabilit că renunțăm la sporuri? Cine a stabilit că vom avea un buget de austeritate? Dacă Florin Cățu e neimportant, Trebuie să înțeleg că Ludovic Orban a fost cel care a acolo zis băgățului, a tras și acolo. acolo s-au peste... întâlnit șefii coaliției. Ludovic Orban, da. Dan Barna, Cioloș. Banu. Kelemen Hunor, uh -huh. da. Și au discutat cum vor face rost de bani ca să funcționeze în regim de supraviețuire în România. Și s-a spus domnului, câți fă rost de bani? În general, Oamenii care gândesc care nu gândesc în profit, cum am învățat eu, iar gândirea în profit nu este o treabă neapărat capitalistă. Uh, care, nu gândesc în, care nu gândesc că e bine să faci un leu, nu să tai un leu de acolo, ci să produci un leu mai mult ca să ai să-ți acoperi, tai. E simplu, nu e nimic complicat. Domnul, sunt de al de sosiile domnului Câțu, sunt din 89 sunt, încoace. Sunt, sunt, avem, e adevărat, o grămadă. e adevărat. Sunt înaintași să-i să ne amintim. Da să tăiau iau cu amândouă mânuțele. Așa. Începem, cu, începem cu Stolojan și putem continua Domnul Stolojan și va rămâne în istoria da. României ca acela care a confiscat valuta întreprinderilor românești din bănci, practic distrugând capacitatea de ieșire pe extern a tuturor întreprinderilor românești, care la scurt timp s-au dus în cap și au fost numai bune de vândut. Pe post de fier vechi, cum zicea un alt că liberal de marcă, domnul Petre Roman. Ți s-a părut că a plătit într-un fel sau altul domnul Stolojan? Mie nu. Mie sincer nu. Și a încheiat apoteotic cariera politică fiind de europarlamentar. Acum nici nu știu dacă mai este ceva. Dar nu contează, a fost destul și mai mult decât merita. Dar asta este. Suntem Probabil că așa trebuia. Nu știu, poate avem noi o viziune greșită și domnul Stolojan a avut o viziune corectă. Eu zic că nu. Eu zic că viziunea domnului Stolojan a fost greșită, așa cum spun și la momentul acesta. Că viziunea premierului, tu spui că nu el a decis, viziunea celor patru conducători, da, da, e greșită. Pentru că nimeni, facem investiții, nu știm din ce le facem, tăiem, da, micșorăm de la sănătate, dăm mai mult la servicii, la serviciile secrete, da? Tăiem de la pensionari dublăm suma la la, la TVR1, nu ca aș avea de la TVR. Domnul Câțu nu poate să-l refuze totuși pe domnul Werner Iohannis Și uite așa. Be. Și uite așa. A la servicii, și, și dacă este trebuie mai, să apărăm și, țara... ce este mai, și ce este mai grav, mult și foarte foarte grav, este că vor fi afectate bugeturile UAT-urilor Dar aici doare mai mult. Sunt primari care spun: Bă, voi ați băgat în lege să plătim transportul elevilor." Chestiune veche și în Constanța, câte, câte da. tevatură s-a făcut. Da, bun, perfect. Da. Ați băgat o în lege. Avem obligația să o plătim, da, dar nu vreți să ne dați și bani. Totuși. Voi ați băgat în lege, da, că până la 90% din ceea ce înseamnă sumele pentru persoanele cu dizabilități, da, însoțitor și tot ce înseamnă, dar reține expresia până la 90%, da, da. o asigură guvernul. Dacă te uiți în buget la momentul acesta. Nu există cifra aceea Cum Nu există nici cifra pentru transportul elevilor. Ce filosofie bugetară? Cine cu cine spune că au discutat oameni din Goma? Acei oameni au stabilit da. că uh, trebuie să funcționăm. Cum trebuie să funcționăm? Păi, cât ne trebuie. Cinci lei. Și noi cât avem? Sau... Tre nu știu, taie tai de unde? Și premier. premier, de unde Valentin Coman. Tai de la transportul copiilor, da, care nu sunt votanți. Și tai de la persoane cu de la dizabilități care în general nu sunt votanți. În schimb, nu, 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 au anunțat nu, 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 nu. tot astăzi să nu uităm, să nu uităm că viziunea USR despre oamenii cu diverse probleme sociale sau cu diverse probleme în viață este că sunt niște asistați sociali. Cu ce nu au încercat? Știu că, că știu că, e știu că Știu că e rău, uh, că e grav ce spun, dar da? ce am deci, încercat, în poate general, scapă ei. De... S-a vorbit în ultimii ani și poporul a votat în acest sens. După părerea mea, poporul are întotdeauna dreptate. După părerea mea, poporul Dacă nu are întotdeauna dreptate. Popor, ba da, poporul întotdeauna votează și votul lui este corect. Valentin Coman, nu poți să mă convingi că poporul are dreptate mm, am... și că a votat o formațiune politică, mm. cea care nu dă doi bani pe oamenii poporul cu Poporul votează, poporul are dreptate. Vrei să mă convingi după o scurtă pauză mm. de publicitate? Te rog. Da. Mulțumesc. Pauză publicitate. <laughs> Am revenit la alături de mine, în continuare, pe Valentin Coman, doar ce ne contraziserăm înainte de. În, da, înainte de, da, de, de pauză. Da. Nu am mai Dar auzit această rog. părere, e chiar din gura unui politician de la noi din județ, care uh, răbufnea așa de nemulțumire că oamenii sunt proști. Oamenii nu sunt proști. Proști zis. pot fi însă uh, politicieni. Asta da. Proști comunicatori, nu proști în sine. Depinde. Mă rog, Depind. întotdeauna într-o pădure există a, și uscături, a, a, a. deci avem convingerea că pot, pot exista și proști, dar nu în corpore sau nu asta e definiția politicianului. Spun că poporul are dreptate în sensul că poporul primește mesaje. Păi ăsta a fost mesajul pe care poporul a primit în ultimii ani și n-am văzut prea mulți oameni, cu excepția câtorva jurnaliști, pe aici, pe acolo, să se așeze de-a au lăsat în continuare să se propage această ordinărie, după părerea mea, a asistatului social în care erau băgați și pensionari și oamenii care au niște probleme, probleme de care nu se vor rezolva de category, niciodată, niciodată da. pe care îi numim cu dizabilități. Și așa mai departe, și familiile lor, pentru că cine are impresia că un om care are nu știu ce probleme de sănătate del propulsează în categoria asta de om cu dizabilități, are, are impresia că familia lui. Trăiește prin bine mersit printe cozonaci nu. și nu mai... Categoric e. nu. Păi, poporul a votat în sensul ăla, poporul are dreptate. Nu se simte bine poporul? Nu știu, e un moment în care poate să reflecte asupra alegerii pe care a făcut-o. Peste patru ani mai reflectă asupra... Reflectă patru ani Peste și după patru ani votează. Patru ani în care, da, se întâmplă gen, dau până la nou... până până la 90, poate să înseamnă dau 30. Poate să însemne dau 50, da? exprimarea în sine pentru sumele pentru acești oameni este deficitară, dacă vrei, punctul meu de vedere. Dar, repet, în Buci, am auzit primari astăzi disperați, spunând, oameni buni, aceste sume nu sunt, nu sunt evidențiate. Dumnezeu să zicem că eu nu știu să citesc un buget, m-am uitat și eu. Da? Dar oamenii aia știu, oamenii aia s-au uitat. Dacă acești primari Fac parte din partidele de opoziție nu, sau aparțin nu, partidelor nu, de opoziție? Nu, erau peneliști. Dacă aparțin peneliști. partidelor de opoziție, uh, sunt atent la părerea lor. Dacă nu aparțin partidelor de opoziție și aparțin partidului de guvern, nu mă interesează. Păi, cine a zis că avem numai competenți care, de-a doua zi, o să ne arate cum merge țara bine? Ei, nu? Sănătate! Valentin, cum nu pot să stau. Nu, nu, nu pot să de accept. Așa modul funcționează ăsta. sistemul. Eu nu zic că nu, dar nu pot să-l accept. Adică, pur de și simplu, se simplu este groaznic să întâmple, repet, nu există, nu sunt băgați în buget aceste sume. Și am stat și m-am gândit, domne, de copii n-ai nevoie că nu votează. Persoane cu, cu, cu dizabilități mai, în general, nu. În schimb, astăzi, da, Știi că au zis că taie tot ce înseamnă transport gratuit către studenți Au revenit, ca să vezi minuni Rămâne gratuitate, dar limitează numărul de deplasări de Bine, aia cu limitat o vedea. Oare pot să mă întreb dacă nu cumva rămâne pentru că studenții sunt votanți. Bine, care... Mă contrazici Valentin uh, Coman? Uh, nu, <coughs> nu mă contrazici. dacă, dacă uh, se hrănesc cu această iluzie se hrănesc la fel cum s-a hrănit și Liviu Dragnea, care a crezut Trebuie. că această gratuitate le va spune totuși studenților că atunci când ești tânăr și te cam mușcă ariciu de degete când bagi după banii de bilete de tren, devii mai de stânga. Nu e adevărat. Eu, Gogoriț, nu numai că n-a beneficiat de voturile studenților, dar s-a dus și la universitatea cu dungi, domnul Liviu Dragnea, deci nu i-a folosit la nimic. Dacă cineva din guvern are impresia că, da. că folosește. Eu cred că, da. eu cred la vot, că folosește. Se înșeală. Nu. Eu, eu cred sau sper. Am așa o speranță. Sunt optimist. Ia că mă de întorc la ce ai spus la început. Da. Eu sper că această decizie a gratuității n-a fost în sensul de a câștiga voturile acestor. Dar pentru ce a fost, Doamne? Și pentru că Uniunea Europeană ne interzice să dăm ajutoare de stat firmelor de stat, companiilor de stat. Orice CFR avea nevoie disperată de bani. Oamenii cred că gratuitatea înseamnă că se urcă studenții în tren și nu mai au loc. Nu mai loc, să vindem 50 de bilete, vindem numai 3. Nu. Ministerul transportului decontează. Pun către CFR pot păi să este fiu, important. Pot să fiu de acord. Trenurile cu tine au fost și arhipline. este important. Asta înseamnă bani. Am văzut vagoane noi pe CFR, am văzut servicii diferite. Am văzut, eu circul cu trenul. personal nu sunt de acord cu gratuitatea pentru studenți. O să te șochezi. Chiar nu sunt. Depinde cum Chiar te duci nu sunt. Liber. Sincer nu sunt de acord. Dacă te ascult pe tine, zic, cel puțin să duc banii la CFR. Da? Păi asta Dar a însemnat nu dacă... finanțarea unei companii de stat Valentin aflată Coman, în pragul dacă -a fi cumpărată suma, de o... Nu știu dacă suma pentru studenți acoperă toate nevoile CFR-ului. Din punctul meu de vedere, nu. E o, bucățică, o cap la mau. Nu cred. Nu cred că suma este atât de imensă. Este încât foarte mare. Atunci să nu mai fie, Doamne, iartă-mă, adică avem bani să dăm la studenți? Trenurile. Dar la pensionar nu avem. Trenurile, da. uh, trenurile da. să zicem, Constanța București. Că asta sunt e pline de noi, studenți? Da? Așa este. Înainte aveau 10-12 rătăciți. Da. Acum. Astăzi sunt pline. Astăzi. Cel puțin până astăzi uh, erau pline. Asta însemna s-a văzut, e, văzut literalmente cu ochii această revenire. Altfel, să știi că, nu, probabil că e bine. Repet, părerile noastre, vezi, de-aia nu cred că totuși are dreptate domnul Felix Troie. Dacă tu ai altă părere, pe păi ce facem? Mâine îți dăm amenzi sau îți dăm amenzi de 10% în fiecare zi. 10% în fiecare zi. Uh, altfel, pe CFR se putea întâmpla la fel cum se aude pe Târgul Constanței că se va întâmpla la CT Bus. Adică, liniile profitabile vor fi date la niște privați să facă mulți, mulți, mulți bani, cu tot cu gratuitățile alea, iar alea neprofitabile vor rămâne la Chefereu, să producă în continuare pierderi. Deci, asta se va întâmpla în Constanța. Liniile profitabile de la -aude că... S -aude S -aude că se dau. Se aude că -aude zânceri, asta este bătălia: <hâng> în ce, ca această ce companie formă? să rămână... rămână cu 3 metri ce? pătrați de garaj și cu liniile pe care le concesionează odată la cât s-o termina contractul către niște oameni pricepuți, cu mâini dibace. De bună credință. În primul rând. Doamne nu vreau să spun altceva. Și în mod cert, fără legături cu PNL-ul. Nu știu. Nu putem să gândim așa. Oameni pricepuți, cu mâini dibace, care le vor lua și le vor... Valentin Coman, poate e doar un zvon? zic și eu. Știu Dar și cum, doamne, iartă-mă, toate zvonurile eu, care au circulat eu. pe lângă urechile noastre și au circulat multe de zeci de ani, da. s-au până la final. Să vedem, poate nu este așa. Valentin Coman, cu bugetul ne-a lămurit. Da. Cât de cât, nu foarte mult. Pentru că nici ei nu sunt nelămuriți până una alta. Când s-au lămurit ei, poate ne-am lămurit și noi. Da. PSD-ul a zis că strânge săptămâna asta amendamente câte ori fi. PNL-ul și-a anunțat parlamentarii Bă, să nu vă pună în aiba, să depuneți un amendament. Bine, cam așa se întâmplă când e cineva la putere, cineva în opoziție. Nu știu, știu doar că PSD Constanța a anunțat la sfârșit de săptămână că va avea multe amendamente. Am înțeles că unul dintre ele va face referire și la spital, adică ceva măcar. bă dați bani măcar pentru studiul de fezabilitate. Măcar atât. Nu știu în ce măsură se va, se va concretiza. Da? Vom vedea, îl de sus cu Mila. Hai să vorbim un pic și de ceea ce se întâmplă în politica locală, te rog mult. Pentru că eu am identificat niște probleme și vreau tare mult să le discut cu tine. Încep cu PSD pentru că au avut conferință de presă și inaugurare de Acum, cu câteva de sediul zile. de De, sediul de și ce, de ce înfrățite adică toți <laughs> toți patru parlamentari ai <laughs> PSD-ului să așezară în același spațiu din punctul meu de vedere mic dar asta este e lege da. Partid în opoziție nu se putea mai mult. Bun. Am aflat, da, că de vineri organizația municipală a PSD Constanța are un nou președinte conducător șef Spune-i cum vrei tu. Da. În persoana lui Ion Dumitrachi. Da? Da. Ceea ce înseamnă că cel care a fost înainte, Lucian Lungoci, nu mai este. Nu mai este, s-a votat. S -a care tre... era interimarul. Care era da. interimar? Dar dăm vrei să-ți dau o veste. Și Ion Dumitrach este în interimar. Pentru că nu a avut loc, nu a avut loc alegeri. Deci vorbim de, de, de interimar. și unul și celălalt era interimar. Din punctul tău de vedere, care este câștigul, care este pierderea la acest. La această numire. El a fost votat în BPJ, adevărat, dar asta nu înseamnă că e ales. Mm -hmm. N-aș putea să cuantific un câștig sau o pierdere mm -hmm. în momentul ăsta. Am văzut tot felul de păreri. Cred că primele măsuri care vor fi luate vor arăta dacă tinerii se vor depărta sau nu de PSD mm -hmm. Constanța. Există informații conform căruia, cărora președintele interimar Lucian Lungoci, a, fost, a avut un sprijin destul de consistent la masa unde s-a votat? Da. da Asta înseamnă fost. că au fost voturi împotriva schimbării lui. Așa Asta este. înseamnă Dar că trebuie nu mai să avem... precizăm și faptul că la, pentru numirea lui Dumitrache a fost unanimitate. Vorbim, vorbim de voturi. Nu vorbeam de numiri. Vorbeam de faptul că atunci când s-a pus în discuție dacă să plece sau nu. Au o bună parte din -au oameni da. și-a arătat susținerea asta cu opoziția nu o folosesc pentru că, așa cum ai spus tu, la următorul pas de votul pentru ion dumitrache, și-au exprimat. Categoric deci, da, ori a fost o apreciere către Lucian Lugoci să vedem ce măsuri se iau de acum înainte, pentru că asta e important. Mie nu mi-este clar, n-a anunțat nimeni de ce a fost nevoie de această schimbare, n-a anunțat nimeni din PSD. Speculații au fost, sunt foarte multe. Pentru cei care cunosc politică știu foarte bine că și pe vremea lui Radu Mazăre, de organizarea activității efective până județ, care era împărțit în două, se ocupau Felix Troie și Ion Dumitrache. Adică cei bun, doi organizatori, nu organizator, de altfel, nu putem să nu da. cei să, doi organizatori să au ajuns da. la conducerea partidului da. astăzi la câțiva ani după dispariția lui Radu Măzeles și al lui micușor constantinescu din primul plan. Pe mine mă interesează ce decizii vor lua. Nu știu, putem să speculăm în două direcții, să zicem, importante. Una că seniorii partidului au pus mâna pe putere și când seniorii pun mâna pe putere, greu se dau la o parte, și a doua este că seniorii au pus mâna pe putere într-o perioadă în care partidul e un fel de scufița roșie, un în pădure. Și că pregătesc, își pregătesc plecarea, își pregătesc urmașii, ca să spun așa. În așa fel retragerea, încât să nu existe, din politică și evitând un război de putere în acești ani când partidul se vede de la mare distanță că e slab. Este. Chiar dacă România fiind o țară de Stânga, pentru care are nevoi mari, are încă un bazin de vot puternic pentru partea de stânga, pentru PSD. Dar asta nu înseamnă că PSD, PSD e un partid nu puternic știe, ca PSD-ul nu știe, dacă vrei punctul meu de vedere, la acest moment, nu știe cum să, să țină oamenii ei, cum să-i atragă și ce să le ofere. Să vedem Doamnică cu alte cuvinte ce, va, ce se va întâmpla de acum înainte. Eu cred că până pe la toamnă o să fie clar pentru toată lumea, mai ales că vor fi... Cred că probleme de la nivel guvernamental până jos. Vreau să vorbim un pic despre, cel, despre cea mai, nici nu știu cum să-i spun, șocantă declarație pe care a făcut-o Felix Troie din punctul meu de vedere. Felix Troie care a spus că vor avea inițiat, o inițiativă legislativă în, în sensul introducerii obligativității prezenței la vot. Și mai mult decât nu ne ducem scoatem din buzunărel, nu știu, 300 de euro parcă azi, habar n -a. o, o, o amendă, Da? Eu știu că trăim într-o democrație. Eu așa știu. Și grecii tot Eu în așa democrație știu. La Grecia este obligatoriu, da? Da. Bun. Dar și de ce e ar... obligatoriu în Grecia. Atenție, dacă ești cetățean grec și nu știu, trăiești mm, în România, mm, ții vacanță și te întorci și în te țară te duci și acolo. Botezi. Perfect. Cum ți se pare această idee? Am auzit voci. am auzit voci, care au zis, domnule, până la urmare dreptate. Da? Da. Că ne trezim cum s-a întâmplat acum cu primarea Făzic, ale sau Nu am vorbit despre cetățean, Bob. Nu. Sistemul american, de exemplu, introduce această... Nu știu dacă și amendează în neexercitarea dreptului, dar introduce această asumare, importanța asumării, însă după ce te înscrii ca elector, poate vrei, poate te interesează, poate nu să votezi. Dar dacă te-ai înscris ca elector să votezi, statul va face niște cheltuieli pentru tine. Uh, nu cunosc până în detaliu mecanismul da, american. Nu, nu e cazul, nu e mecanismul Felix ăsta. Troie n-a precizat dacă această obligativitate se referă la cetățean sau la elector. Mie nu mi-e clar. Dar a lansat, da. eu cred că așa cum Valen îl cunosc pe Valentin da unde, iertăm avem noi electori în România? Cei? Păi dar cine ne împiedică să avem? A, deschimbăm tot. Putem păi înseamnă schimbăm, că trebuie să schimbăm nu uităm sistemul că, de vot. Să ne nu uităm că primul pas a fost făcut. În sensul că în diaspora, dacă vrei să votezi, trebuie să te înscrii. Trebuie Asta înscri. înseamnă că devii Așa elector. Este. Acest sistem poate fi translatat. Dacă el a avut succes și și-a dovedit, cred că și-a dovedit succesul în ultimele runde de alegeri, el poate fi translatat și aplicat, implementat și în țară. Cu diferența față de Grecia, de exemplu, da că cetățeanul român elector poate să voteze și la o reprezentanță a statului român. de -o, Ai țară. dreptate, este o dezbatere întreagă, sper că, o va fi o dez... sper, sper că va fi o dezbatere serioasă și foarte aplicată. Personal nu sunt de acord cu chestia asta, dar. Poate o fi bine, poate pe ideea electorilor, așa cum zici tu. Poate o fi mai bine, cum la fel de bine, îți spun, nu sunt de acord nici cu faptul că ne putem trezi cu un primar ales cu 10% din, din populația cu drept de vot. Păi Aia nu mai deja. este N-am vrut să o spun eu direct Aia nu, zeci, Aproape 11 să nu fiu ei, chiar nu fi, ei, Te rog, te rog nu frumos, știu. nu fii ticălos Urmează emisiunea în care îți dau voie să fii da. ticălos 11% din întreg Aici tema lansată de Felix Troie La modul la care ăștia mai cărunți așa de presă să-l cunoaștem pe Felix Troie Felix Troie pune câte un subiect pe masă Cred că va fi o dezbatere E o dezbatere interesantă este. România ajunge la 30 de ani de să zicem, democrație, la 30 de ani de nesocialism. Uh, și e un moment în care trebuie să ne hotărâm. Nu mulți sunt interesați de viața socială și politică. Din punctul de politică. vedere, trebuie să ne, să ne hotărâm nu numai cu asta. Societatea, ai zis foarte bine, societatea mioritică, cum cu drag o numesc eu, este la momentul acesta, mie așa mi se pare, dacă, sau poate mă înșel, dar este la momentul la care va trebui să ia o hotărâre fermă din multe puncte de vedere. Prezență la vot, modul în care știi și mă întorc tot la ce a spus modul în care poți într-o formă sau alta să-l amendezi pe primarul ăla, nu cu 10% din venitului, să-i faci ceva pentru că mie mi se pare că stai, te uiți la el 4 ani și faci mai prostii una după alta și spui, bă, n-am ce să-i fac las că văd eu peste patru ani iar nu mi se pare, mi se pare că la Constituție trebuie umblat iarăși din multe puncte de vedere, dar poate la o altă emisiune vom discuta despre așa ceva. Valentin Coman în PNL Constanța eu am identificat și poate mă înșel trei grupări. Le-am văzut eu. Da? Acum ca un triunghi așa, știi? Un triunghi amoros cam mai și scris despre asta rămâne să stabilească fiecare unde își pune vârful. Da? La momentul acesta, din punctul meu de vedere este o grupare la primărie este o grupare la Consiliul Județean și mai este o grupare în Parlament asta ne însemnând Că toți parlamentarii sunt acolo, pe latura cu. neînsemnând asta. Greșesc, sunt mai multe, nu sunt deloc, pentru că dacă îi întrebi, toți îi spun, vai, dar nu există așa ceva la noi. Vai, dar noi suntem uniți. Vai, dar noi suntem. Poate dacă acceptăm și planul local, pe... eu cred că ne ducem la. Plan, de planul. Loc... Valentin. Coman. Dacă tăiem grupările care țin într-un fel sau altul de reprezentarea parlamentară a partidului. <laughs> da. Uh, și ne uităm cu atenție, sesizăm uh, uh, o grupare foarte mică, uh, firavă. Uh, aproape de primarul Chițac, uh, primar din ce în ce mai depărtat de PNL. Care, mă rog, PNL începe să resimtă faptul că primar, domnul Chițac una a promis și cam alta se întâmplă. Scorul de milioane la zero în favoarea lui Făgădău crește pe măsură ce mai apare cât un proiect. Bine, sunt 4-5 luni, să nu îl judecăm prea aspru pe, pe Vergil Chițac, dar există lucruri pe care cu siguranță Vergil Chițac le-a promis liberalilor și care nu s-au întâmplat și dau semne să nu se mai întâmple. Asta îl depărtează pe Vergil Chițac de PNL. Deci, 4, Cele trei asta, sunt patru. Asta este momentul pentru care, motivul pentru care la acest moment se vehiculează vocea actual, se vehiculează ca actualul prefect Domnul Coșa este cel pe care îl antrenează PNL-ul pentru candidatura la primăria din 2024? Domnul Coșa, pe care mărturisesc deci că nu-l îl... da. E un doamne, iartă, e un Domnul Coșa, pe Londra care mărturisesc care... că nu-l cunosc. Mă rog, eu. În parte, e o treabă fericită că domnul Coșa a fost la ANAF, dacă îl cunoșteam, era mai, bine mai că trist, mai... probabil. E mai bine că nu-l cunosc. Așa. Domnul Coșa vine din finanțe. Asta l-ar ferici și pe domnul Huțuca. Ce tot în finanțe a fost și își dorește să fie, și după ce termină mandatele de parlamentar. Pe la de Conturi, parcă? Da, da, da. Îl fericește, cred, cumva și pe domnul Dragomir, care e în afara partidului despre care se spune că nu mai face politică, așa este. <gântuia> și pe alți domni. Cred că până acum, ca prefect, a fost destul de prudent, nu și-a făcut dușmani. Probabil că domnul Coșa este o soluție așa pe care o agrează mulți. Dar domnul Coșa ar fi o a doua propunere de om care nu înțelege ciorba de la primărie, diferită de orice alt fel de ciorbă. Acum cred că a văzut și domnul Chițac ce gust are. Aș fi recunoscut domnul Chizac într-o declarație publică că nu știa toate toate amănuntele despre ceea ce este o primărie. Viața Chițac. e făcută din de detalii, ce domnul, să vezi. Domnul. Să fim serioși, exact. Valentin Coman, mai am mai puțin de 3 minute și nu vreau să încheiem emisiunea până discutăm despre un fenomen foarte interesant. A fost un fenomen aur la momentul la care a ajuns în Parlament. Este. Da? Și acum este un fenomen din ce în ce mai interesant. Adică, să o zic, aia cu cir doar circă, pâinei n-au de unde să dea că e, e partid din opoziție. Cu circă este... parcă s-au vindecat. Pare nu nu s-au vindecat. Pare că. La momentul acesta, deci săptămâna trecută, zic bine, dar zic foarte bine, în Constanța a fost George Simion. Da? S-a întâlnit da. cu membrii, simpatizanții, nu mai știu, că forma lor de organizare e foarte ciudată, așa, da? A venit ca să regleze, pentru că și în interiorul aur, Constanța există niște probleme, să le regleze. Din informațiile mele a venit cum a plecat. Asta e un aspect. Al doilea, uită-te la centru, unde doamna Șoșoacă aruncă cu toate acuzațiile din lume, și ultima și cea mai importantă chestie este acuzat de foștii parteneri de niște chestii de am rămas numai. De, mi-e și greu să le spun. E acuzat Cine? să om că e homosexual. E acuzat cu George Simion. Am înțeles. adică, ce facem? Ce, ce se Apa, întâmplă? ca să le luăm pe rând, Te rog. Aura scăpat de circ. Doamna Șoșoacă e pafar. Eu sunt un tip foarte răbdător, mai ales în domeniul televiziunii. Am urmărit comportamentul doamnei, unde apărea pentru o emisiune de televiziune, nu mai aveai posibilitatea nici să spui cum te cheamă că sărea doamna Dâmbocanci. Da. Până a fost dat afară de vreo două, trei ori din prim da. și cred că i s-a comunicat și partidului că dacă înainte o să stea acasă și o să se uite la televizor. Motiv pentru care doamna a dispărut din partid. Deci a plecat circul de la aur. Apoi, acum cu homosexualul Valentin, și Caiquescu a fost homosexual Valentin și nu pentru asta la precent. Asta asta vreau să uh, spun este este adică s-a ajuns la un lucru foarte pe urât, principiu foarte foarte urât. Eu mai, eu, în viața mea m-am întâlnit că sunt un băiat cu părul alb în cap. Păi atunci așa să fi fost ca de pentru exemplu, Dumnezeu. ce fel de țară suntem? Ca de exemplu, atunci când vrei să ataci o vrei, nu vrei, când niște nimeni vor să ataci o femeie, dar nu poate să i spunești că e proastă, că nu e proastă, nici că e urâtă, că nu e. Urât. Da, îi spun că nici este că, mi spun că e curvă. Da. Păi e cam, ceva, mi se cam, pare ceva cam similar. Așa, cam așa și în cazul ăsta. Adică mi se Eu, pare că a, a decăzut discursul îngrozitor. Îngrozitor. Păi asta ține și de oamenii pe care i-am trimis până în uh, Parlament să ne reprezinte, Nu de toți, evident. Dar sunt prea mulți oameni care uh, uh, nu trec prin filtrul gândirii ce scot pe gură și nu înțeleg care este importanța lor ca atare. Pentru că au ajuns Valentin Coman, mi se pare impardonabil ca în România anului 2021 da? Da. să se arunce acuzații de acest gen în momentul în care noi suntem o țară. Zic eu, suntem niște oameni destupați da, la creier de acord, și da, să nu acuzi un om. Exact, adică mi se pare absolut îngrozitor. Mai puțin de 30 de secunde deja depășim timpul ca o concluzie. Referitor la, aur? la. Nu, referitor la tot ceea ce s-a întâmplat, și, de fapt, la ceea ce, la ce te aștepți pe viitor. Buget? Vom număra bobocii la toamnă, cum spune țăranul român, <laughs> pentru că vom vedea în ce stare va fi agricultura, deja hărtănită anul trecut de secetă, și se anunță încă un an secetos. Vom vedea unde se prăbușește turismul. Vom vedea ce se întâmplă cu învățământul care va genera o stare de, de care a generat deja o stare de instabilitate și a generat un fel de schimburi de Opinii, după părerea mea, năucitoare. năucitoare suntem. Ni se recomandă să ne trimitem copiii mulțumesc la meditații. Pe, mulțumesc pentru acest Minum. cuvânt. Eu așa și încheia emisiunea asta. Ar spune că, că sunt niște chestii absolut năucitoare. Năucitoare și în ceea ce înseamnă bugetul, în ceea ce înseamnă declarațiile, atitudinile și lorile de poziție ale politicienilor, indiferent de unde sunt ei. Valentin Coman este luni. Sper să nu rămânem neuciți în continuare. Seară bună, îți mulțumesc mult că ai fost și în această seară alături de mine. Iar vă, vă urez o seară liniștită, dar rămâneți în continuare pe Litoral TV. Și știți de ce? Pentru că să-l vedeți pe Valentin Coman în postura lui cea mai potrivită de cetățean în radiografia zilei. Seară liniștită să aveți!